Salut, prieten, bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție specială a emisiunii Riposta. Într-adevăr și dreptate vă spun și în această seară, același mari invitat alături de colegii mei din regia tehnică. Doamnelor și domnilor, noi continuăm seria emisiunilor derulate sub genericul administrația Târgu Vișteană în slujba cetățeanului, ca în fiecare miercuri seara, ca în fiecare săptămână, primarul municipiului Târgu Viște, domnul Daniel Cristian Stan, exclusiv prezent la noi în studio. Iată, avem și de această dată proiecte majore pentru dezvoltarea Târgoviștei. Îi spunem și noi bună seara, bine ați revenit, domnule primar, și la mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor din viața dumneavoastră și nu numai. Bună seara, mulțumesc pentru invitație, o plăcere deosebită să fiu în studio Columna TV. Într-adevăr, la mulți ani doamnelor și domnișoarelor, este început de primăvară, așa că vă doresc tuturor să aveți parte de o primăvară frumoasă, de să fiți iubite, să fiți respectate, să fiți apreciate și să vă realizați toate obiectivele de natură profesională, de natură personală, cel mai important să fiți sănătoase. Cel mai important este să fiți sănătoase. Am văzut că ați distribuit foarte multe mărțișoare tuturor doamnelor și domnișoarelor pe care le-ați întâlnit în cale, pe străzile municipiului Târgu Viște. În fiecare an facem lucrul acesta și îl facem cu plăcere. Sigur că nu avem posibilitatea să distribuim atât de multe mărțișoare astfel încât să ajungă la toate doamnele și domnișoarele. Însă, sigur că important este gestul și aprecierea pe care noi, ca bărbați, o arătăm față de doamnele și domnișoarele din viața noastră, fiice, mame, soții și așa mai departe, surori. Da. Bun, am văzut că azi o perioadă frumoasă. Sigur că și vremea ne ajută. E un început de primăvară cum de mult n-am mai văzut din acest punct de vedere. Bun, am văzut că vremea vă ajută și ne ajută pe toți, domnule primar, am văzut că ați mai deschis un șantier. Sigur că nu erau, poate că nu erau atât de suficiente șantierele, dar ați mai deschis unul, reabilitarea și modernizarea întregului cartier din Micro 2. Am văzut chiar ieri, ați organizat o conferință de presă acolo. Câte șantiere sunt deschise la ora actuală, în ce stadiu sunt proiectele de investiții și în ce stadiu sunt lucrările la toate aceste șantiere pe care le-ați deschis? Păi, dacă aș fi să enumăr așa șantierele pe care lucrăm, ar fi așa. Și eu le enumăr, dumneavoastră enumărească. Da, da, nu, trebuie să termine emisiunea. Nu? Așa, deci piața Tricolorului, piața Mihai Viteazu, Parcul Mitropoliei, Creșa 13, Creșa 14, Creșa 16, Creșa 8, grădinița numărul 8, școala numărul 8 Mihai Viteazu, școala numărul 13 Matei Basarab, Colegiul Național Constantin Carabela, lucrări de canalizări în Priseaca, lucrări în cartierul Sagricom, lucrări la locurile de joacă din microreion numărul 9 în cartierul Mihai Viteazu, microreionul numărul 2 Matei Basarab, cartierul Matei Basarab, unde tocmai am început o lucrare amplă de reabilitare, stadionul Eugen Popescu, cele 5 loturi la centura municipiului Târgoviște, cinematograful Independența, etc., etc., etc. Toate acestea sunt lucrări pe care noi le derulăm în acest moment. Mare parte din acestea sunt finanțate pe fonduri europene. O componentă importantă vine cu finanțare dinspre Programul Național de Dezvoltare Locală. Am spus că încă de anul trecut, am spus că anul acesta va fi un an al construcției în municipiul Târgoviște și iată că așa este. Sigur, este puțin disconfort, mai ales aici, în zona centrală. Însă, cel târziu în mai, va fi gata piața Tricolorului și vom avea un prim obiectiv de investiții care ne va arăta cam cum trebuie să arate o piață publică centrală dintr-un oraș, dintr-un municipiu, reședință de județ, într-o țară membră a Uniunii Europene.
De asemenea, se vor finaliza creșterile numărul 13 și 14, deși termenele de execuție erau undeva în începutul anului viitor. Tot în luna mai vor fi finalizate și aceste investiții și veți vedea niște unități de învățământ care vor arăta foarte, foarte bine cu dotări, cu dotări deosebite. Sigur că un alt obiectiv important este proiectul de modernizare și extindere și reabilitare și dotare a școlii Mihai Viteazu, a școlii numărul 8 și îi asigur pe copiii, pe elevii de la acea școală, asigur cadrele didactice că anul școlar viitor, chiar începutul anului școlar viitor, îi va găsi într-o locație cu totul nouă. Deci va fi finalizat proiectul foarte, foarte repede. În această vară, cu siguranță, școala Mihai Viteazu va fi gata. Iar elevii și profesorii se vor întoarce într-o unitate de învățământ foarte, foarte modernă. Veți vedea, va fi un exemplu pentru ceea ce înseamnă școală gimnazială la nivel național, repet, pe fonduri europene. Suntem în evaluare în momentul de față și cu proiectul de finanțare pentru școala numărul 6 Tudor Vladimirescu, școala din vecinătatea creșilor la care lucrăm în momentul de față, microiul numărul 6, o școală care face obiectul cel mai mare proiect ca și valoare din istoria infrastructurii educaționale târgoviștene. Este vorba de vreo 22 de milioane de lei și finanțare tot pe fonduri europene și mă bucur că reușim să finanțăm și această unitate de învățământ în cadrul unui program de, și am uitat să spun despre grădinița din cartierul Sagricom, tot pe fonduri europene, într-un program de reabilitare a infrastructurii educaționale fără precedent la nivelul municipiului Târgoviște și chiar vom avea o infrastructură pe această componentă foarte, foarte bine pusă la punct. Vom intra pe bugetul propriu, spre exemplu, și la școala numărul 10 și la școala numărul 1 Vasile Cârlova, astfel încât să reușim să finanțăm lucrări cam la întreaga rețea de școli din municipiul Târgoviște. Sigur că avem în vedere și Colegiul Național Ion Ghica. Din păcate, Programul Operațional Regional în desfășurare în acest moment nu a oferit soluții pentru asemenea unități de învățământ, deși aveam proiectul scris, eram în faza de a-l depune, nu am putut să depunem pentru că nu era axă de finanțare și nu există nici în momentul de față axă de finanțare. Avem proiectul cu parcul, am uitat să spun, de parcul de la Omegară, în enumerarea, sunt și foarte multe aminteam proiecte. Aminteam eu, nu e problemă. Și skateparkul, le aminteam de la Omegară, da. Am uitat să vorbesc despre skateparkul din vecinătatea parcului Chindia și parcul de la Omegară și skateparkul reprezintă proiecte de asemenea cu finanțare europeană și mai avem parcul de lângă complexul turistic de natație, așteptăm și acolo semnarea contractului de finanțare și mai avem încă 3 proiecte importante care au o componentă așa ceva mai deosebită, în sensul că fac obiectul unor exproprieri și o să iau în ordinea cronologică. Primul este vorba de strada Neagoie Basarab și de lărgirea acestei străzi la 4 benzi pentru strada care face legătura între bulevardul Ice Brătianu și zona mallului, mall care se va deschide la finalul lunii mai. De spuneam că acolo terasamentul căii ferate care aparținea UPET face obiectul unei exproprieri și va fi în principal pistă de biciclete. Deci iată, transformăm o zonă care nu mai era utilizată de ani și ani de zile într-o zonă de agrement. Agrement. Da?
deci pistă de biciclete și lărgire la 4 benzi de la străzii Neagoi Basarab. De asemenea, tot la nivel de expropriere avem și Casa Sindicatelor, sunt niște contestații în momentul de față, până acum instanța ne-a dat câștig de cauză, iar ultima acțiune de acest tip a fost aprobată în Consiliul Local, chiar în ultima ședință ordinară, și vizează exproprierea unui suprafețe de aproximativ 22.000 de metri pătrați în incinta UPET, suprafață pe care vom amenaja cea mai mare parcare publică din municipiul Târgoviște, parcare care va deservi în principal zona centrală a municipiului Târgoviște. Este în vecinătatea fostei Cantup, cam acolo va fi parcarea. Vom avea între 1.000 și 3.000 de locuri în funcție de soluția pe care ne va oferi. Nu va oferi proiectantul. Va fi, noi vrem să o facem supraterană pe etaje și eventual subterană. Vom vedea cam ce rețele sunt acolo și cum, dacă vom reuși să mergem și în jos cu construcția. În orice caz, va fi o parcare care va deservi, repet, întreg centrul municipiului Târgoviște, cu acces facil, maxim 5 minute de mers pe jos la toate obiectivele importante situate în zona centrală, primăria municipiului Târgoviște, taxele și impozitele, instituția prefectului, Consiliul Județean Dâmbovița, Casa de Asigurări de Sănătate, Inspectoratul Teritorial de Muncă și așa mai departe, toate aceste instituții care sunt în zona centrală vor fi deservite de această parcare, repet, între 1.000 și 3.000 de locuri și cred că va fi un pas important în ceea ce înseamnă scăderea cotelor de trafic din zona centrală a municipiului Târgoviște. Repet, exproprierea a fost deja aprobată, lucrăm acum la proiectul pentru noua investiție, pentru parcare, reintrăm în Consiliul Local, aprobăm indicatorii. În momentul în care am aprobat acei indicatori și avem expertiza de evaluare a terenului, terenul intră în proprietatea municipalității și începem să lucrăm. Cred că este o soluție potrivită și aș vrea să evităm situația în care pe terenul fostului UPET, care pe terenul UPET-ului, care acum înțeleg că se relochează și se construiește o hală de producție undeva la marginea orașului, deci pe acest teren să apară investiții care să nu aibă legătură cu aceste facilități pe care le poate crea administrația publică locală, și cred că o cât mai mare parte din acest teren ar trebui să intre în proprietatea municipiului Târgoviște. Sigur, vom vedea și în funcție de posibilitățile financiare pe care le avem, și să fie al comunității locale pentru parcări, parcuri, spații verzi, pentru că în afară de parcare vrem să facem și un parc în acea zonă, vrem să avem și un sistem de bike sharing și așa mai departe. Deci vrem să dezvoltăm întreaga zonă. Consider că avem destule supermarketuri în zona centrală a municipiului Târgoviște și ar trebui să ne ocupăm puțin și de confortul nostru urban și al locuitorilor din zona. Odată cu deschiderea complexului comercial Mall, desigur că se va diminua aglomerația și în zona centrală, pentru că va fi un magnet pentru foarte, foarte mulți, pentru foarte mulți oameni, având în vedere că sunt foarte multe servicii care vor fi oferite acolo. Va fi o zonă, sunt convins, foarte, foarte frecventată. Deci, din acest punct de vedere, puțin interesul poate se va muta și către fosta unitate militară de la gară. Însă, căutăm și iată că reușim să găsim soluții și alternative și pentru zona centrală a municipiului Târgoviște, și cred că aveam nevoie de o parcare. Sigur, am transmis scrisoarea de intenție și către Consiliul Județean pentru crearea rapidă și a unei parcări supraterane în zona unde, în zona parcării instituției prefectului și a Consiliului Județean Dâmbovița, în fața cinematografului Independența, pentru că eu consider că avem și acolo nevoie de o parcare, și am propus Consiliului Județean Dâmbovița o asociere. Consiliul Județean a spus ok, dar vrem să fim noi lideri de asociere. Ne-am exprimat acordul
ar trebui să înceapă deja procedurile, astfel încât să avem cât mai repede o parcare și în zona, și în zona respectivă. Și cu aceste două investiții destul de importante, repet, cred că reușim să rezolvăm o mare parte această problemă a parcărilor, care, având în vedere numărul crescut de mașini și acest număr crește an de an, era absolut necesar. Iată informații utile, stimați prieten, pe care îmi le oferă în exclusivitate primarul Târgoviștei. Se mai rezolvă o problemă, problema parcărilor, doamnelor și domnilor, urmarea creșterii an de an, zi de zi, chiar săptămână de săptămână, a parcului auto la nivelul municipiului Târgoviște și nu, pentru că vin foarte mulți dâmbovițenii la Târgoviște sau sunt cei care tranzitează municipiul Târgoviște. Dar... sunt mai multe explicații. Unu, zona comercială. Nu există în afara municipiului Târgoviște o zonă care să suscite atât de mult interes. Da? Deci în toată zona limitrofă oamenii vin să-și fac cumpărături în Târgoviște. Doi, școlile. Școlile, da. Din păcate, foarte multe școli din zona rurală, limitrofă municipiului Târgoviște, se închid. Din păcate. Sunt localități întregi care nu mai dispun de școală. Și atunci tot acest... sau, din cauza numărului redus de copii. Care... Din cauza numărului redus de copii, da. Pe undeva este un fenomen normal, pentru că oamenii lucrează în Târgoviște. În străinătate. Și în Târgoviște. Și este simplu să aducă copilul la școală împreună cu ei, în municipiul Târgoviște. Da. Sigur că nu avem o problemă din acest punct de vedere, însă este dificil de gestionat această situație, mai ales când avem în momentul ăsta 8 șantiere în lucru pe zona infrastructurii educaționale. Este foarte dificil de gestionat. Și urmează și școala numărul 6. Vom vedea ce soluții vom găsi pentru copiii pentru relocarea copiilor de la școala numărul 6 pe parcursul derulării lucrărilor, care sunt extraordinar de complexe acolo la școala Tudor Vladimirescu. Bun. Deci vorbeam de școli. Fenomenul există nu numai între zona limitrofă și municipiul Târgoviște, dar chiar și în interiorul municipiului Târgoviște există acest fenomen. În sensul că sunt unități de învățământ foarte solicitate, da. Și unități de învățământ unde mai puțin solicitate. Nu există atât de mulți copii. Sigur că depinde foarte mult poate și de calitatea actului didactic, dotările, infrastructura și așa mai departe. Noi încercăm să uniformizăm acest lucru și sperăm că această uniformizare din punct de vedere al condițiilor oferite să conducă și la o creștere a adresabilității și pentru școlile din cartierele limitrofe municipiului Târgoviște. Spre exemplu, eu am învățat la școala numărul 9, actuala școală Grigore Alexandrescu, școală care nu mai există ca și persoană juridică în acest moment, școală din microraionul numărul 11, da, care pe vremea aceea avea atât de mulți elevi încât se învăța în 3 schimburi. Aveam din clasa 6-a până într-a 8-a, intram după amiază la ora 3:20. Erau orele foarte scurte, de 40 de minute, orele de curs, dar intram la ora 3:20. Atunci intram la școală din cauza, repet, numărului foarte mare de elevi. Aveam în clasa 1, cred că aveam clasă până la I, ca și număr. Atât de mulți eram. Și foarte mulți, da. Elevi. Acum, din păcate, la școala numărul 9, e o problemă. Am reușit acum să relocăm copiii de la Mihai Viteazu, pentru că nu e foarte departe școala numărul 9 de școala numărul 8. Am reușit să-i relocăm acolo și condițiile sunt decente, condițiile oferite de acea școală. Sigur că am și investit pentru ca relocarea să facă în condiții bune, dar cu o investiție nu foarte mare, școala numărul 9, care poate deveni o instituție de învățământ care
poate lejer să ofere condiții foarte bune la circa 1200-1300 de elevi. Bun, luăm publicitate, oameni buni, iată informații extrem de interesante, utile târgovișenilor pe care ni le oferă domnul primar Daniel Cristian Stanu. Publicitate, nu plecați nicăieri, o să aflați alte amănunte extrem de interesante și în partea a doua o să discutăm și pe marginea altor proiecte, care este stadiul acestor proiecte și proiecte îndelung așteptate, doamnelor și domnilor. Publicitate, revenim imediat.